Ați urmărit scandalul ăsta cu Institutul Cultural de la New York? Da, n-am avut încredere niciodată în echipa sa la RCC, așa că... Din cauza lui Patapievi sau în general? Sau și înainte? Nu, din cauza că au pus mâna pe ea niște oameni care urăsc România sau nu o cunosc. Credeți? Ei zic că noi suntem aia care ne pricepem la... Ei zic așa, cu cei care dau burse de $100, cu cei care... vor să ajungă pe afară jucătorul lor, dar nu mai să ajungă, pentru că ei au beneficiat de spaimele a trei președinți. Iliescu le-a dat numai lor, pentru că pe noi ne-avea deja alia scriitorii de stângă, dar le-a dat numai lor bani și drumuri și putere de a distribui burse, ca să-și facă alia de stângă și face în continuare dușman. Constantinescu și-a făcut copii de suflet, iar Băsescu i-a înfiat. Așa că... Și cu toate astea ei ne dau lecția. Acum ați văzut ce la New York. Pentru că, ți-am spus adineaure, învățământul nostru este cam pe butuci. Și că tipii cu un grad mai ridicat decât cei de vulgul mediu, adică cei care au un grad peste intelectualitatea profesorului de liceu, au devenit un fel de guru. Iar profesorii de liceu și învățături, în marea lor mizerie intelectuală, și iau pe ăștia de zei, pentru că toată presa, încăpută în mâna a doi sau trei moguli, în jur restul literaturii. Nu vezi că Patapievi și așa spun, Eminescu este mortul, cadavrul din dulap. Ăștia deliberat acest grup, cred că plătești de afară, nu cred, bănuiesc și m-aș păgărea să bag bână în foc ca muciul și vorac din afară, ca să dărâme tot ce a creat în România, spre deosebire de țările din Est, care au trăit și era aceleași mizerii, ca să dărâme tot aici. Pentru că România totdeauna trebuie împărțită cu cuiva, celui care plătește mai binișor sau mai mult. Și cu toate astea, noi dacă ridicăm glasul, ni se spune dacă că suntem... Dacă ridicați glasul, și unde ridicați glasul? Aveți dumneavoastră, aveți în presă, în bloguri, în... Care, în bloguri, eu la blogul nu mă pricep, nu mă băgat, dar în presă cine vă ascultă? În care presă? Presa nu-i de... S-a publicat, au fost atâția care au spus că ce s-a făcut la New York, la Institutul Cultural, e o prostie. Și ei au venit și ne-au spus că noi suntem aia învechi. Dar sigur că ei spun, pentru că ei au banii, ei au invitațiile, ei au dreptul de pătrunde oriunde, ei conduc televiziunile, care sunt niște mari mărșăvii. Televiziunile au sunt niște mari mărșăvii. Ei distrug totul în numele noului, venind cu coada, cu vilcul vastica fascistă și coada măgarului ridicat, pe care dacă l-ar... Păi că au făcut-o și alții, nu numai noi. Și da? Când deci, aia iartă. Aia, ce vă spun... Adică aia iartă, nu ce aveți dumneavoastră aici pe pereți. Ce vă spun, ei vin dintr-o veche iluzii a abstracționismului, a surrealismului, care era de surgit românească. Păi de ce au făcut aia, care acum bineînțeles că e depășită, ce au făcut aia și s-au făcut urmă, da, ce a ieșit de acolo, ce nu-i uriași au ieșit și ce sunt? Sunt niște bașmujuci, care nu caută decât răsplătirea cu terenuri, cu ministere, cu băieții lor să-i au pompat pe toate instituțiile bănești, toți au fost puși pe bani. Pupă în cur președinția, care la România te pupă în cur, e o mare bucurie, e o mare mângâiere, și băieții nu se duc decât după bani. Suntem atât de lacoși de bani încât am putea să vindem fiecare uliță din București, oricărui străin vine, fie din Franța, fie din Republica Calpacă. Nu, noi nici un Dumnezeu la băieță, așa decât bani. Le ziceau că așa era și înainte. Nu era așa înainte, că n-au apucat. Înainte, unde era așa înainte? Păi, pe timpul lui Iliescu sau pe timpul, mă știu, Constantinescu. Ei zic, dar ce, numai noi am făcut și Iliescu a făcut. Ei au făcut, ei vor să au băieți să facă, pentru că ei aveau ceva pete pe umăr, că veneau din Island. Ei se dau curați. Un preț s-a decurat, dar când își făcea raport de Ceaușescu că el sunt de afară din Partidul Comunist, că el iubește Partidul Comunist și turna la Partidul Comunist, ei au pus mâna pe cei de SEASET, pe aia, au luat tot, au știut cu hoția. Asta cine făcea? Cine făcea asta?
Dinescu este sau cine? Dinescu e șel pe acolo, dar e o mână militică. Ocultă! Eu am publicat, de pildă, lucruri pe care Dinescu le spunea înainte de 89 și care sunt în contradicție cu tot ce face el acum. Da, pe sigur, pe, dar eu l-am adus pe Dinescu în București, eu cu Ștefan Mănulescu. Și cu toate astea, vedeți că el acum este anticomunist, acum, este... Este anticomunist? Știu eu când are anticomunist, așa. Nu eu am publicat, de pildă, dedicațiile pe care le trimitea domnul Dinescu domnului Păunescu. Da. Acum îl face albie de porci pe și domnul ce, Păunescu și înainte îi zicea muntele și ce, culturii românești. Și ce vă miră în România? Da, e corect. Noi ăștia de 20-30 de ani ce să mai învățăm? Ce modele să avem? Păi luați și istoria și învățați. Vedeți, păi care istoria? Că istoria, vedeți, că cu Andreea Esca, cu ăștia. Da. Andreea Esca n-are ce vine, chiar poate... E un manualul de istorie. Nu e bine ei. Da, cu ei. Bășescu a băgat în manualul de istorie pe Dezvăneanu, pe comuniștii care au dus comunismul, i-a băgat în manualul de istorie, nu? Păi zice copii. Că n-are nicio vină copilul pentru ce a făcut tatăl. Are, a crescut cu tașul în vile, eu am crescut la Roda Vace. Aceleași condiții de învățământ am avut și eu așa, eu am mers cu pereche de pantofi, 8 ani, el mergea, cu 8 zile, cu 8 ori cu pereche de pantofi. Așa e și Patapievi și tatăl lui Tatăl meu a luptat până la Stalingrad și până la Praga. Tatăl meu a luptat pe el și era general rus de securitate. Cine îl conduce? El zice că n-ai nicio vină că era taie căsul. Ba are o vină, că avea de toate. Dar de ce am eu vină că tata a fost pe front cu 5 copii până la Stalingrad și până la Praga și s-a întors cu pradă de război, o duzină de chibrite și 2 sticle de benzină. Măcar dacă mi-a lăsat moșenile și le pun la sediul lor.